rubrica modele aici la Radio Târgu Mureș, pentru care mergem în județul Covasna. Iconografii Cornelia și Matei Schinteie din stațiunea Covasna au fost invitați să expună de Ziua Națională a României tocmai în Australia, la Canberra. Matei Schinteie spune că invitația a venit din partea ambasadorului României în Australia, Nineta Bărbulescu. Lucrările vor fi prezentate în cadrul unei expoziții colective organizate cu prilejul recepției oficiale, care va avea loc chiar de Ziua Națională. Alături de noi în direct pentru a vorbi despre acest subiect, această nouă călătorie, este chiar acum domnul Matei Schinteie. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am regăsit! Mulțumim tare mult că ne-ați primit în atelierul dumneavoastră, acolo în stațiunea Covasna. După Austria vine Australia. Ce se va întâmpla la antipozi în zilele care vin? Practic, nu mai e mult până atunci. Nu mai este mult. O săptămână. Foarte repede. Și un pic. Și un pic, da. Noi suntem pregătiți și sufletește și din toate punctele de vedere să mergem la primul festival al creativității genului românesc la antipozi, care va fi organizat în data de 4 decembrie, începând cu ora 11, în saloanele Ambasadei României de la Canberra. Este un eveniment cu totul special, care a făcut ca toți românii din Australia și Noua Zeelandă să vibreze la această chemare a doamnei ambasador Nineta Bărbulescu și a soțului Dan Bărbulescu. Care sunt lucrările care vor călători alături de dumneavoastră în Australia? Vom avea lucrări cu specific românesc, tablouri cu tradiții românești și iconografie specifică poporului nostru. Ceva mai interesant, vom avea icoane în care va părea și tricolorul românesc, ceea ce este foarte important pentru românii din diaspora, să aibă o bucățică de credință și o bucățică de România acolo. Veți avea întâlniri și cu comunitatea românească? Negreșit, deja suntem în legătură cu cetățenii români din Melbourne, din Canberra și din Sydney prin internet și ne vom întâlni acolo cu scriitori, cu poeți, pentru că sunt așteptați la acest eveniment români din toate statele australiene și din Noua Zeelandă. Vor participa activ cu scriituri, picturi, fotografii și alte manifestări ale genului artistic românesc, mai mulți pictori, mai mulți scriitori din diferite orașe. E o vibrație acum pe internet, toată lumea este foarte entuziasmată, pentru că fiind primul festival, vă dați seama, energiile sunt cu totul speciale. Anul acesta, lucrările dumneavoastră au cam străbătut lumea, să spunem așa. Da, da, cu ajutorul lui Dumnezeu putem spune că am călătorit atât noi cât și icoanele pe mai multe meridiane. Iată-ne, după ce în aprilie am fost la Copenhaga, unde anfitrion l-am avut la vernisaj pe Preasfințitul Macare al Europei de Nord, o expoziție organizată de Ambasada României din Regatul Danemarcei. Apoi, în septembrie, am poposit, să zic așa, la primăria Mödling, în sălile deosebite de expoziție ale acestei minunate primării și un minunat oraș turistic, Mödling, la 14 km de Viena, practic aproape ca un cartier al Vienei, și acolo am avut bucuria să întâlnesc români frumoși, austrieci deosebiți și polonezi, am avut maghiari. Au fost o expoziție, un vernisaj foarte reușit, organizat nemțește, să spun așa, de către cei din Viena. Și bucuria mea a fost întâlnirea cu diaspora, cu românii de acolo. Am avut 4 preoți la vernisaj, ceea ce m-a încântat foarte mult și m-a bucurat sufletește. Și presa românească a fost alături de noi. Jurnalul românesc, care este jurnalul tuturor românilor din Austria, și am avut aproape Asociația Culturală Mihai Eminescu și Radio Televiziunea Unirea din Wiener Neustadt, care au promovat foarte bine acest eveniment. Și uite așa, dintr-un mic orășel stațiune din Covasna, icoanele au pornit în lumea întreagă. Așteptăm foarte multe impresii și după ce vă veți întoarce din Australia. Veți fi acolo cu ocazia Zilei Naționale a României. Vă mulțumim foarte mult! Și eu sper să vin cu torba plină de povești, mai ales că noi acum nu mergem să ne reprezentăm numai pe noi sau lucrările noastre, ci vom reprezenta stațiunea Covasna, județul Covasna, Transilvania
și bineînțeles România. Onoarea asta ni s-a făcut și suntem tare mulțumiți și bucuroși pentru că am fost chemați să reprezentăm România într-un stat continent cum este Australia. Aveți până acolo câteva mii de kilometri? Peste 15.000, iar până la Sydney cam 16.000 de kilometri în linie dreaptă. Drum bun să aveți! Vă mulțumim tare mult! Și vă așteptăm cu drag înapoi acasă cu povești, cum spuneați dumneavoastră. Cu mare drag, vă mulțumim tare mult pentru această intervenție radiofonică și dumneavoastră și Radio Târgu Mureș, care mereu a fost alături de noi. Vă salut! Vă salutăm și noi, atât pe dumneavoastră, dar și pe doamna Cornelia Schintei. Zile frumoase. Vă salut, la revedere. Zile frumoase vă dorim. 11:53 de minute, la mulți ani. Mai avem până acolo, dar cine știe, poate ne auzim chiar de acolo din Australia. Cu drag. Imediat vă aducem titlurile jurnalului de